Alin, cum a fost 2021 pentru Regiul Românesc? Nu pot spune că a fost un an rău. A fost un an bun din punct de vedere al rezultatelor competiționale. O să exprim aici și aceste gânduri. Suntem vicecampioni europeni. Asta înseamnă că suntem pe un loc calificabil din punct de vedere direct la Cupa Mondială din 2023 din Franța. Mai așteptăm returul de anul viitor. Am avut o toamnă foarte frumoasă. Înainte aș ține că am avut o vară bună. Am jucat meciul împotriva Argentinei și am fost un meci foarte bun să ții în șah. Argentina până în minutul 77 este ceva. A urmat meciul cu Scoția pe care nu l-am mai jucat din cauza problemelor lor cu coronavirusul, pentru că asta este o problemă mare care ne va afecta de acum înainte foarte mult, zic eu, o perioadă lungă de timp. După care am avut o toamnă foarte bună din punct de vedere competițional. Mi-a părut rău că nu am putut juca cu spectatori în tribună. Mi-a părut foarte rău că n-am putut juca acasă împotriva Uruguaiului, pentru că este o echipă titrată, o echipă foarte bună. Am jucat acasă împotriva celor din Tonga și am câștigat cu o echipă, pot spune eu, pentru că ne-au lipsit foarte mult stranieri plecând în Franța, și o echipă românească, o echipă puternică. Deci, per total, am încheiat un an din punct de vedere al echipei naționale foarte bun. Din punct de vedere al tineretului, al juniorilor, la fel, am avut un an foarte bun. Un an, zic eu, în care am avut două participări foarte bune la Under 18 și Under 20. Trebuie să mai ridicăm un pic nivelul, dar cred că aici e din cauza campionatului și din cauza meciurilor puține pe care le-am avut din cauza pandemiei. Fetele la fel au participat, ghindele, da, au participat la câteva turnee, la câteva turnee bune. La fel am câștigat experiență prin participarea noastră și la fel am avut câteva turnee europene, da, la care am ocupat locuri fruntașe de rugby în 7, rugby olimpic, unde eu cred că vom putea aduce rezultate pe viitor. Deci dacă tragi linie, suntem pe plus, ca să spun așa. Da, în acest moment zic eu că suntem pe plus. Am avut câteva sincope din punct de vedere al bugetului, al finanțării, toată lumea se plânge, merge foarte greu, nu sunt bani în piață. Sponsorii pot veni aproape de noi, dar din ce în ce mai puțin, partenerii la fel, și atunci cred eu că din punct de vedere financiar n-a fost un an magnific, dar a fost un an bun din punct de vedere al rezultatelor. Sper că anul care vine să ne aducă calificarea bine meritată pe care ne-o dorim cu toții. Cred că suntem singurul sport de echipă care mai participă la o cupă mondială, sper eu, din martie. Începem pe 6 ianuarie pregătirile echipei naționale. Pe 5 februarie avem primul meci, pe 18 martie avem ultimul meci și sper ca pe 18 februarie seara să ne bucurăm de o calificare bine meritată. Asta și vreau să te întreb, cât de importante sunt aceste două luni pentru viitorul național și nu doar pentru moment? Sunt două luni jumate de foc în care, zic eu, vom sta în cantonament de pe 5-6 ianuarie până pe data de 19 martie. Și sper cu folos, pentru că dacă vom termina din nou pe primul sau pe al doilea loc pe podium european, vom putea să ne bucurăm de această calificare. Primele două locuri merg direct la Cupa Mondială. Calificarea la Cupa Mondială compensează cu toate eforturile și tot ce faceți voi și sacrificii pentru a ajunge acolo? Da, va fi o calificare grea, o calificare extrem de grea, bine meritată, sper eu, care va încununa tot ceea ce înseamnă pregătirea noastră și poate nedreptatea care ni s-a făcut în 2018. Sper că acum să recuperăm și să putem să arătăm că și atunci și acum și de fiecare dată România rugbistică s-a calificat pe teren. România rugbistică este acolo unde este locul. Deci va fi revelionul rugbistic în primăvară? Sper. Sper să fie care pe care și sper ca echipa națională să dea tot ceea ce poate, pentru că, încă o dată, cred că din toți anii pe care am avut și din toate calificările parcurse, mai ales de către mine aici, ca și manager de federație, dar și ca și fost jucător, cred că anul viitor va fi unul cel mai greu și cred că jucăm, de fapt, cele mai grele calificări pe care a avut România vreodată. Și va fi și calificarea cea mai dulce sau sărbătoarea cea mai dulce? Cu siguranță sperăm că acest lucru să se împlinească.